Hello lume și bun găsit înapoi la show! Vreau să vă povestesc o chestie ce eu cred că merită discutată un pic și chiar după ce o să vă spun ce vreau să zic în acest clip care voi zice, chiar vă rog să interveniți cu comentariile voastre dacă aveți experiență în acest domeniu și să-mi spuneți părerea voastră și dacă vi s-a întâmplat și vouă. Deci, știți desigur că cei de la Dacia au anunțat că vor băga pe noul Jogger motorul hibrid, cea actual de 1.6, ce actualmente evoluează pe Clio și Captur. Și acesta va fi disponibil și pentru gama Dacia, presupun, nu numai pentru Jogger, începând cu anul 2023. Și țin să vă zic faptul că eu până acest moment nu am avut nici cea mai mică curiozitate față de mașinile hibride. Le consider, din punctul meu de vedere, niște struțocămile care nu reușesc să facă cu adevărat eficient nimic. Dacă vrei o mașină electrică, te duci pe o mașină electrică, deși și acolo vă probleme. Dacă vrei o mașină pe benzină, te duci pe o mașină pe benzină. Și pur și simplu nu m-a interesat subiectul, recunosc chestia asta. Și nici acum nu pot spune că mă interesează extraordinar de mult subiectul motorizărilor hibrid, fie că sunt ele plug-in, fie că sunt simple. Acest motor de 1.6 pe gama Renault dezvoltă 140 de cai și este de tipul recharger, deci nu este plug-in, deci nu îl poți băga în priză ca pe un autovehicul electric, da? Motorul E-Tech disponibil pe Clio, ce probabil va fi disponibil și pe Logan, cam exact același motor, probabil altă variantă de putere, mă gândesc, nu știu sigur, dar mă rog, același motor va fi. Are o baterie de, bineînțeles, nu de capacitate atât de mare cum sunt bateriile de pe vehiculele electrice 100%, dar este rapid reîncărcabilă, dar pe de altă parte se și descarcă foarte rapid, cum e cazul multor vehicule, am înțeles, hibrid, mai ales în condiții în care tragi tare de ea la drum lung. Da? În general, vehiculele hibrid sunt gândite să fie eficiente în oraș, în mare parte. Nu sunt niște vehicule gândite să presteze extraordinar în condiții de drum lung și eu zic că asta am văzut destul de clar în ce se întâmplă. Stat să încep cu începutul, pentru că mă pierd. Dat fiind că a venit povestea asta că va fi introdus motorul ăsta și pe gama Logan, hai să mă uit și eu să număr prost, să văd și eu cum performează și, bineînțeles, unde m-aș putea uita ca să văd într-adevăr tot ce ține de motorizările astea și un test absolut profesional făcut și complet, dacă nu la Robert Adam de la Turație. Și omul a făcut și cu Captur E-Tech și cu Clio E-Tech. Și eu m-am uitat la clipul lui, recunosc nu la tot clipul, doar la partea de performanțe m-a interesat. Pentru Clio E-Tech, pentru că știam că exact motorul ăsta va fi și pe Logan. Pe Clio dezvoltă 140 de cai, pe Logan nu știu dacă va avea mai mult sau mai puțin, dar ideea e că mi-am zis că este suficient, Clio fiind o mașină ca clasă și ca greutate similară Loganului, este suficient să-mi dau seama cam cum va performa și pe Logan. Numai că am avut niște surprize la partea de reprize, surprize neplăcute, cum de fapt a avut și Robert. Și nici eu, nici el n-am înțeles de ce se întâmplă chestia asta. Să vă zic exact de ce, dacă vreți să vedeți clipul lui și vă recomand să vedeți, pentru că omul face niște materiale incredibil de bune, vă voi lăsa un link în descriere. Dar în momentul ăsta vă voi spune impresiile mele. Deci, în momentul în care și-a făcut reprizele lui obișnuite, da, pe autostradă, cu 70-140 cât face el, da? A constatat niște probleme cu motorul ăsta sau cu transmisia sau cu amândouă, nu cu motorul în sine, cum este executată programarea, accelerației, mă rog, ideea de bază e așa. În primul rând, a făcut reprize cu bateria mai descărcată, cu bateria mai încărcată, să vadă cum se comportă de fiecare dată, deci în modul sport, că vrea să dea tot ce poate ea, cu pedala la podea, ce se întâmpla? În primul rând avea o figură neplăcută ce vine din, cred eu că din cauza transmisiei, la circa 124 de km la oră, dădea în nas. Dar la modul grav, deci avea o pauză de cuplu de tracțiune de circa o secundă, ceea ce e deosebit de deranjant și poate posibil periculos în cazul în care execuți un demaraj de urgență, da? În care pur și simplu nu mai trăgea.
Simptomul era la fel ca și cum ai rata o treaptă sau n-ai schimbat sau ar dura mult prea mult să schimbi o treaptă, ai dau-o în bară pentru un demaraj pentru o cutie manuală. Da, să întârzi mult de tot, nu așa? Adică să-ți alunece piciorul pe pedală sau nu știu ce să se întâmple, știi? Adică cel puțin o secundă era pauza. Deci, și asta s-a repetat în mai multe încercări. Da, când ajungeau la 100, aproximativ 124 de km la oră, țineți cont că mașina asta are o viteză maximă, mă refer la Clio Ulitec, dată de constructor de 180 de km la oră, în momentul în care ajungea la 124 de km la oră, hâps, o dădea în bară și după aia iar începea să urce și al mintei urca bine, știi, da? Logic că urca pentru că motorul termic, ca la orice alt hibrid, era asistat de baterie și de propulsorul electric pentru a da tot ce poate ea. Numai că a doua figură ce m-a surprins foarte rău și foarte urât și l-am văzut și pe Robert care a rămas așa, ha, ce se întâmplă aici? A fost viteza maximă. Viteza maximă ce se pare că la Clio Ulitec este plafonată dacă nu ai bateria suficient de mult încărcată. Deci ce se întâmpla? Cu modul sport activat, da? Cu talpa în podea, deci cerea de la ea tot ce se poate, da? Refuza să treacă, deci refuza clar, avea o barieră impusă probabil de programare de 162 de km la oră, nu se ducea mai sus de atât, sub nicio formă, și scria pe bord limited performance, deci te avertiza, pentru că nu era suficient de încărcată bateria. Și eu zic că m-a șocat comportamentul ăsta. Se presupune că ai o urgență. Nu întotdeauna îți permiți luxul să mașina să te oprească. Deci chiar și la limitatoarele de viteză, la orice fel de constructor, își rezervă o chestie. Și modul eco, dacă ai activat pentru un motor pe termic sau mai știu eu ce, toți constructorii fac chestia asta, inclusiv Renault pentru modurile lor eco, da? În momentul în care vrei să dea tot ce poate ea, dacă ai o urgență, trebuie să se întâmple ceva, trebuie să eviți un accident, să există multe probleme unde trebuie să-ți dea mașina tot ce poate ea da. Atunci când calci pedala la podea, pedala de accelerație, atunci toate limitările astea trebuie să dispară și totul trebuie, mașina trebuie să-ți dea întreaga ei performanță. Ori mașina asta nu e mașină electrică. Aș fi înțeles mai mult genul ăsta de comportament dacă era o mașină 100% electrică. E o mașină hibrid. Are un motor termic de 1,6 litri perfect funcțional. Folosește-l pe ăla chiar dacă n-ai bateria încărcată. Trebuie să te treacă de hopul ăla. Are o limită superioară totală de 180 km la oră. Să zicem că întâmpini ceva pe autostradă, la drum lung, într-o depășire, într-o ceva în care trebuie să treci de limita asta arbitrar impusă de 162 km la oră dacă nu e bateria suficient de încărcată. Asta m-a șocat. Și vreau să vă întreb și pe voi dacă aveți sau aveți experiență cu mașini hibrid, dacă și alte mărci, nu neapărat Renault, dacă se întâmplă la mai multe așa ceva sau așa face toate, știți cum e vorba. Pentru că mie mi se pare o chestie, o problemă foarte gravă și nu a fost o chestie accidentală că s-a întâmplat odată. Genul ăsta de comportament a repetat omul repriza asta pentru că a ținut neapărat să demonstreze și să observe și el, că și el a fost contrariat și curios. De ce este limitată viteza la 162 km la oră? Nu trecea pur și simplu cu vitezometrului mai mult de atât dacă nu era bateria încărcată. De parcă n-ar fi avut motor termic. Asta e o greșeală de programare foarte, foarte gravă și, repet, nu era în modul eco sau nu amenajat-o, nu era în modul sport și era cu talpa în podea, deci cerea de la mașină tot ce putea ea da. După ce a fost bateria încărcată mai mult de jumătate, aproximativ, și a executat aceleași reprize, atunci a trecut fără probleme de 162 km la oră. S-a dus spre 180, pe viteza maximă. Eu înțeleg că acest Clio este o mașinuță de oraș, că nu este intenționată neapărat performanțelor pe autostradă sau la drum întins, dar asta nu e o problemă de performanță, e o problemă de siguranță. Trebuie să te poți baza pe o mașină, dacă n-aș fi văzut filmarea asta și să zicem că mi-aș fi luat un hibrid și sau oricine altcineva nu are cunoștință de comportamentul ăsta și conduce o astfel de mașină și la un moment dat e într-o situație de viață și de moarte, că se pot întâmpla chestii de astea, unde vrea să dea mașina absolut tot ce poate ea da. Și, hop, te trezești că ești rămâi la 162, pentru că mașina ți apare pe bord, știi, ca să te liniștească. Bă, nu trecem mai mult de atât, că limited performance. Pentru că nu am bateria suficient de încărcată. Ce fel de programare de doi bani e asta? N-am înțeles. E o chestie periculoasă.
Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Deci mașina, în esență, din ce am văzut reprizele alea, trage bine, este logic să tragă bine, pentru că motorul de benzină este în mod normal suplimentat de baterie și are și propulsie electrică, ce o combină, de asta este hibrid. Dar asta mi se pare două lucruri, unul enervant și unul cu adevărat grav în opinia mea. Deci ăla enervant în sensul că are acel hop la 124 de km la oră, ce e exact același fenomen ca și cum dă rateu cutia de viteze, deci ai o pauză de circa o secundă în care nu mai trage deloc și dacă nu te aștepți la el și chiar dacă te aștepți la o depășire, la ceva, și asta poate fi periculos. Dar nu e numai asta, deci nu este o greșeală că, domne, s-a întâmplat odată să aibă un rateu. Nu! De fiecare dată când a executat reprizele astea, când a trecut la 124 de km la oră, atunci a avut acel hop. Deci este clar o, nici nu știu cum să zic, o deficiență mecanică, îmi imaginez eu, a cutiei de viteze sau ceva de genul ăsta, da? Aia multimodală care este cuplată la sistemul ăsta hibrid. Nu știu, de asta vreau să știu dacă există genul ăsta de comportament și pe alte mașini al altor producători. Să vă duceți și voi în secțiunea de descriere să urmăriți filmarea originală și să veniți să-mi lăsați și voi feedback-ul vostru dacă aveți experiență cu Renault-uri hibrid sau cu alt gen de mașini hibrid. Pentru că mi s-a părut extraordinar de problematic și potențial alarmant. Deci, eu mă pun în pielea unui utilizator de astfel de mașină. Dacă să zicem că n-am experiență cu ea și nu știu cum se comportă și e o situație la drum lung în care plec cu ea și vreau să demarez, să fac o depășire, să nu știu ce. Poate fi, eu îmi calculez, da, ca experiență de șofer, cât timp mi-ar lua, pe ce pot să mă bazez, cum am văzut că trage și așa mai departe, când mă bag în depășire și să zicem că sunt la limită, deși n-ar trebui să fie, dar există situații de genul ăsta și întâlnești hopul ăla de 124 de km la oră în care transmisia practic timp de o secundă sau ceva de genul ăsta se decuplează. Rămâi hâț? Vă dați seama că stă inima dacă nu chiar riști să te ia tirul care vine în sens opus, știi? E foarte... și la fel și cu viteza maximă plafonată arbitrar dacă nu e suficient de încărcată bateria. Bateria hibridă, atenție, deci ai motorul termic. Ai rezervorul de benzină, da? E o mașină hibrid. Folosește-l pe ăla, nu mai streci momentul. Nu, cu ce mă încălzește pe mine dacă văd pe bord limited performance, adică sănătate și virtute, ia-ți viața în pioneze, în mâini, că noi nu suntem responsabili. Sau să avertizezi din timp odată ce scade bateria sub nivelul respectiv și nu-ți mai dă viteza maximă, să-ți scrie acolo să te avertizeze ca pentru proști, cum zice, da? În care, băi, vezi, limited performance, warning, sau să scrie, m-am uitat și în manual, n-am văzut să scrie vreun avertisment de genul ăsta. Viteză limitată la 162 de, sau cât e, de kilometri la oră. Să știi ce se întâmplă acolo, nu te trezești într-un moment critic că, hop, hop, limited performance, ce fac? Iau, vine ăla din sensul, băi, bum! Bun, să-mi lăsați părerea voastră în comenturile de mai jos. Vreau să vă aud feedback-ul, m-ar interesa să văd chestia asta, dacă aveți experiență cu mașini de genul ăsta și știți despre comportamentul ăsta sau ce părere aveți. Și da, ne vedem data viitoare. Vă doresc să aveți o zi minunată și numai bine. Bye bye!